Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre programul antivirus al sistemului de operare Windows și anume Windows Defender. Dacă PC-ul dumneavoastră are instalat unul din sistemele de operare Windows 10 sau Windows 11, înseamnă că implicit aceste sisteme de operare conțin și programul antivirus Windows Defender. Odată porniți sistemul de operare Windows, această aplicație vă protejează în timp real de programele nedorite, de virus sau de tot felul de amenințări de securitate. În plus, sunt descărcate automat actualizări pentru a vă păstra dispozitivul în siguranță și a-l proteja împotriva amenințărilor. Pentru a ajunge la această aplicație, realizați o căutare cu ajutorul instrumentului din Windows după expresia Windows Security. Aplicație ce conține o suită de instrumente ce veghează la securitatea sistemului dumneavoastră. Dacă veți acționa opțiunea Virus and Threat Protection, veți avea acces la diferite informații, cum ar fi data la care a fost lansată scanarea rapidă, câte amenințări au fost descoperite, cât a durat ultima scanare sau câte fișiere au fost scanate. Acționarea butonului Quick Scan va porni o scanare rapidă, lucru care nu vă va împiedica să vă continuați lucrul la PC în timpul scanării. Dacă doriți schimbarea tipului scanării, acționați opțiunea Scan Options, de unde veți putea alege mai multe tipuri de scanări. Full scan pentru o scanare completă a sistemului, custom scan pentru a scana doar o anumită locație din stocarea dumneavoastră, sau Microsoft Defender Offline Scan ce va efectua o scanare offline, adică PC-ul va reporni și se va încărca un soft special conceput pentru a permite scanarea sistemului fără a fi pornit sistemul de operare. Acest lucru a fost conceput deoarece au fost dezvoltate programe de tip virus la care curățarea lor era practic imposibilă din sistemul de operare. Este cea mai eficientă modalitate de scanare. Opțiunea Allow Threats permite utilizatorului să accepte rularea unei anumite aplicații, chiar dacă acea aplicație a fost raportată ca fiind una malițioasă. Este de preferat să fie folosită doar atunci când sunteți ferm convinși că respectiva raportare a aplicației este una falsă, lucru care se întâmplă foarte rar. Protection History vă prezintă ultimele acțiuni pe care aplicația antivirus le-a întreprins și posibilele recomandări pe care ar trebui să le urmați. Pentru a avea acces la setările acestui program antivirus, veți acționa opțiunea Manage Settings, ce vă va permite să opriți sau să porniți protecția în timp real sau chiar să trimiteți către Microsoft un fișier asupra căruia aveți dubii în ceea ce privește securitatea. Tot de aici puteți să stabiliți care locații din stocarea sistemului din pot fi modificate de către aplicații, acționând opțiunea Manage Controlled Folder Access. Dacă doriți să nu fie scanată o anumită locație, veți apela la opțiunea Add or Remove Exclusions, de unde veți putea face acest lucru. Și după ce ați aflat aceste informații, vine și următoarea întrebare. Mai am nevoie de un program antivirus sau este de ajuns acesta al sistemului de operare Windows? Dacă, de exemplu, vă numărați printre utilizatorii care nu manipulează zilnic fișiere din surse obscure, atunci acest program antivirus al sistemului de operare Windows este de ajuns pentru o protecție eficientă. Dacă, de exemplu, instalați și testați zilnic diferite aplicații descărcate de pe internet, sau în PC-ul dumneavoastră ajung foarte multe fișiere de pe diferite medii de stocare, cum ar fi sticurile de memorie, atunci instalarea unui program antivirus dedicat ar trebui să fie o prioritate pentru dumneavoastră. Dar trebuie să țineți cont de faptul că un program antivirus dedicat consumă o bună parte din resursele PC-ului. La un PC cu caracteristici hardware mai puțin performante, văzându-se o scădere a performanțelor în utilizare. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!